Simona Trașcă a vorbit... Vă mai aduceți, bă, ce vremuri, bă, ce nopți, bă, ce fete, bă, ce emisiuni, bă, ce căldură. Nu tai, bine, tocmai voiam să vă zic ceva. Hai, bine, hai, băgați un material cu Simona Trașcă. Ea spune că este convinsă că succesul ei a venit la un show păcătos și datorită mie, iată-na. Să-mi dea 10% din ce încasează pe OnlyFans. 50%. Hai! Simona Trașcă a experimentat momente cumplite, vecine cu cel mai înspăimântător coșmar. Pur și simplu deodată așa și dormisem noaptea, adică nu e ca să zici că eram obosită sau ceva, m-am luat așa o stare de oboseală, dar foarte mare, mi s-au răcit picioarele așa și după aia tot corpul. Am simțit-o iar așa pe toată partea asta și o durere, o apăsare. Am încercat să și respiram greu, am încercat să stau pe partea dreaptă, n-am reușit și pe partea stângă. Am stat, deși mi-am morțise mâna cu totul, m-am pus așa pe stânga și am închis ochii. Și e ca și cum aș fi leșinat, dar eram conștientă, nu știu, a fost extraordinar de ciudat. Știam că mama este în casă, mi-a trecut prin cap să nu o îngrijorez, adică să cer ajutor, după care când am simțit că chiar nu pot să-mi revin, îmi trecea așa prin cap, ambulanța, dar nu puteam să deschid maxilarul efectiv și după calculele mele am stat așa vreo 40-50 de minute, efectiv. Dar te-ai mai confruntat cu situații de genul în trecut sau tu conștientizai că în momentul acela era un atac de panică? Nu, sau? Tocmai, pentru că atacuri de panică am făcut din copilărie și de-a lungul vieții am avut multe încercări, deja știi lumea, am trecut prin multe traume și eu fac atacuri de panică. De exemplu, pot și să eu fac te înțeleg, atac, perfect. Pot să fac un atac de panică chiar și în momentul ăsta, bine, nu e cazul, dar vreau să zic, și tu nu îți dai seama. Da, pentru că poate de fiecare dată se manifesta altfel. Nu, la mine eu știu cum le fac, adică simplu nu pot să respir foarte bine, simt că îmi intră aerul până aici, nu mă oxigenez cum trebuie. A doua zi am încercat să fac o programare la o clinică și de-abia peste o lună, nici măcar nu știam că programările... La un cardiolog, da, da, se fac, adică atâta lume se duce, știi? Și până la urmă am insistat așa și am găsit undeva mai departe la o clinică. Am zis, mă duc, prietenele mele care mă știu că eu nu sunt doctor, du-te, să te duci, dar oricum eram hotărâtă să mă duc. Foarte surprinsă am fost când mi-a zis că nu am făcut preinfarct. Că tu practic erai convinsă că asta s-a întâmplat. Da, eram. Da. Și mi-era groază de un singur lucru. Cum o să-i spun eu lui Fim? Atât mă gândeam. Pentru că tatălui a murit de infarct. Și mereu îmi zice că doar pe mine mă mai are, că doar pe mine mă mai are. Și mi-era groază de chestia asta. Și având în vedere că te confrunți cu aceste probleme, ai fost la un doctor de specialitate care nu știu să-ți pună un diagnostic sau să-ți ofere un tratament? Ai făcut ceva în privința asta? După ce mi-am făcut toate analizele, doamna de la cardiologie mi-a spus foarte clar să merg la psihiatrie. A zis că ar trebui să merg și la un psiholog regulat, dar e mai greu. Da, să găsești unul bun, dar până una alta la psihiatrie trebuie să merg neapărat să-mi dea un tratament. Nu, caut, pentru că nu este ușor să găsești un psihiatru bun. Până la urmă sunt niște medicamente care pot fi foarte periculoase și te pot afecta dacă nu iei tratamentul corect. Mă știți așa, ori sunt depresivă, ori foarte glumață, deci știi, am greșit doctorul fata mea. M-am dus la cardiologie în loc să mă duc la psihiatrie. Se spune că de obicei atacurile de panică pornesc de regulă din cauza unui lucru, nu știu, un gând, o supărare. Ai avut lucrul ăsta, nu știu, te-ai supărat pe un anumit motiv și apoi au apărut stările sau pur și simplu... Am probleme cu nervii, okay. Se știe, deci chiar am probleme cu nervii. Sunt cea mai ok persoană, dacă te iei de mine așa, fără să-ți fac nimic, instant, deci mă transform și fac urât. Sau, nu știu, mă afectează și o grămadă de tâmpenii care n-ar trebui, dar așa sunt eu, pun la suflet. Și ca să zic ce am pățit în urmă cu o săptămână și mi s-a pus așa pe inimă, sunt pe o platformă și normal acolo este foarte securizat. Nu are cum să-mi ia cineva bani din cont și eu îi mai las să se strângă și aveam o sumă destul de... pentru mine mare, înțelegi? Okay. Și era, până la urmă, e muncă.
jucat Mac. Nu știu ce, cum au reușit niște hacker, cred că așa le zice, nu? Să-mi tragă banii de acolo, din current balance. Și am văzut că banii au dispărut, mi s-a făcut rău, mă lac transpirați, așa, și mi s-a pus pe suflet. Am văzut un cont care, mă rog, se abonase cineva la mine, mi-a cumpărat și tot contentul, mi-a dat și tips. A fost o chestie foarte dubioasă, am luat legătura cu cei de la... Mă rog, sper că s-a... Adică există posibilitatea să-ți primești banii înapoi? Nu, banii ăștia nu se mai primesc. Îți dai seama că m-a durut foarte tare, adică nu era vina mea, nu era... Na, nu din cauza mea. Eu credeam că o să-mi primesc banii înapoi, dar se pare că nu. Astea cu un buchet de trandafiri, eu te aștept aceeași bancă plină de amintiri. Ani la rând, Simona Trașcă s-a pregătit asidu pentru iubire, dar săgețile lui Cupidon au ratat ținta anul acesta. Pe plan sentimental, cum stai, având în vedere că vine Valentine's Day-ul? Petrești singură sau nu? Chiar mă gândeam cu faza asta. Poate că ești în roșu îmbrăcat. Da, pentru mine. Am învățat să mă iubesc și să mă scot în oraș. Mă duc la restaurant, mă duc la coafor, îmi plătesc shopping-ul prin diverse magazine și mă mai răsfăț, zic că nu cont. Dar eviți răspunsul, singură sau singură? Ok. Bine, poate se întâmplă vreo minune acum. Doamne, nu știu ce să zic, vezi cum e omul? Acum, vai, din astea, știi, Valentine's Day nu e pentru mine, nu știu ce, dar când aveam partener și, vai, eram toată flori inimioare, nu știu ce, Valentine's Day, aoleu, nu mai puteam de pregătiri. Deci, e o perioadă frumoasă, dar până la urmă iubirea ar trebui să existe tot timpul, nu doar de Valentine's Day. Hai, lasă, dacă, uite, capatul știe, de la iubire mi s-a tras. Toată viața am alergat după iubire, și n-am avut parte de ea și consider că ești ghinionistă pe plan sentimental. 100% și am făcut numai alegeri proaste, pentru că sunt un om foarte sincer și am încredere și mereu mi-am luat țeapă. Dar cum ar trebui să fie bărbatul perfect în ochii tăi? Să fie fidel, să iubească animalele, să fie credincios. Adică e cam povești, dar și realitate nu există. Aspect fizic? Aspect fizic? Da. Să știi că asta cu aspectul fizic, de când eram mică ziceam, doamne, vreau să fie înalt, brunet, dacă se poate, cu ochii verzi. Și te poți îndrăgosti de opusul la ceea ce ai visat de când eram mică. De când activează pe platforma pentru adulți, Simona a primit cereri care au șocat-o. A apărut unul la un moment dat, poate că nu era atât de dubios, dar voia să-i fac un copil. Și mi trimiteam mai poze cu gravide, cu haine de copii, cu nu știu ce. I-am zis, stai cu pute băiatul, îmi zic că nu mai doresc așa ceva. Da, altul care a fost cel mai nasol a insistat să-mi fac o poză cu verighetă și cu mâinile pe piept și cu ochii închiși. Și am zis, adică gen moartă. Și el a zis, nu, adică așa, când dorm. Wow. Chiar că frumoasa din pădurea dormită. Da, și m-am gândit, mi-a spus că, adică, da, îmi dă bani pentru treaba asta, să fac o poză. Deci nu voia nici măcar lenjerie sau ceva. Îmbrăcată normal, numai să am neapărat verigheta și să stau așa cu mâinile pe piept și cu ochii închiși. M-am gândit că pentru niciun ban nu se merită să-i fac această fantezie, pentru că, uite, nu e ceva normal și dacă el mă vede în poza respectivă, poate chiar îl apucă o obsesie. Vrea să mă vadă cu mâinile pe piept. Succesul meu vine de la capat, să știi, că mi se trage de la capat. Te-ai mulțumesc frumos, capatul, în suflet. Acum, de-abia, culeg și eu roadele, cum se zice, și după atâția ani. Majoritatea care se abonează încerc. Sunt fanul tău de când eram mic, sunt îndrăgostit de tine de când eram mic, am crescut cu tine. Și spun că te cunosc de la Capatos. De la un show păcătos, dar de la Capatos, că vai ce fantasie aveam cu tine când te vedeam acolo, că te urmăream, nu știu cum. Și acum eu... Trebuie să-i dai și lui Dan un procent. Da, trebuie să-i dau așa, o atenție măcar. Dar el știe că atunci nu prea câștigam, deci e și momentul meu, a venit și momentul meu să câștig. Da. Why don't we call it out? E sexy și ea a avut o viață tumultoasă, însă vulnerabilitatea ei stă tot în iubire, mai mare decât oricare alta. Am grijă de mama, mai bine decât am grijă de mine, orice ar fi și dacă într-o zi îmi este lene sau nu mă simt bine,
pentru mama fac mâncare. Fac mâncare pentru mama, bineînțeles că eu îi acopăr, da, tot ce are nevoie, îi cumpăr haine. Ai grijă de ea, în adevăratul sens al cuvântului. Mi-a zis că viața ei n-a avut atâtea haine. Dacă dezastrele sentimentale i-au destructurat Simonei de câteva ori viața, balanța iubirii s-a înclinat spre fiul ei. Este căsătorit. Este căsătorit. Da, este căsătorit, trăiește în Canada cu soția lui. Este foarte fericit, am o noroc extraordinară, sunt foarte binecuvântată din punctul ăsta de vedere și de-aia m-am și liniștit așa că n-am avut eu noroc în dragoste, pentru că el are fix relația la care am visat eu toată viața. Peste 20 de ani unde te vezi? Peste 20 de ani. Ori o să fiu prin România bunica porno, că așa o să fiu poreclită, sunt 100%. M-am setat deja, m-am liniștit, am acceptat situația. Sau dacă nu, mă retrag în glorie în Canada, știi? Să fii bunica porno și acolo? Nu, acolo mă pun pe mâncat. Las kilogramele să se ducă, am zis, mă duc să mă îngras, să nu mă mai vadă nimeni, știi? Una din două, să văd, nu știu acum. Sau mă duc în Canada și mă mențin că poate îmi găsesc pe acolo un bătrânel, știi? Că acum, mai nou, am început să-mi placă grizonații, alte chestii, nu mai mă atrag ăștia cu pătrățele, cu tatuaje, cu... Pe bune, nu pot să cred, adică am început și eu să văd bărbați și sunt mulți bărbați peste 40.000.